Lame, zebre, alpaca, mufloni, cerbi lopătari, canguri sau papagali și iepuri, dar și multe alte viețuitoare. Toate și-au găsit o casă într-un parc de agrement din orașul de pe Someș. Nu este o grădină zoologică, dar arată exact ca una. Unele animale au ajuns aici într-o stare de sănătate precară, dar după luni de îngrijiri, acum sunt admirate de vizitatori în toată splendoarea lor. La doar câțiva pași de Cluj-Napoca, într-un cadru de poveste, liniștit și înconjurat de natură, se află Parcul Moara de Vânt, unde vizitatorii pot interacționa cu animale dintre cele mai diverse. E terapie curată pentru unii. Le pot hrăni, le pot mânghia și pot petrece clipe tare liniștite în compania lor. În urmă cu câțiva ani, Willy s-a stabilit aici. Dorința lui era să facă o crescătorie de cerbi lopătari, însă cu timpul a ajuns să aibă în parcul său cu mult mai multe specii. Deci căprioarele sunt atracția principală a spațiului. La bun început am vrut să fac o crescătorie de cerbi lopătari, că nu erau în România. M-am ghidat după nemți, că acolo sunt 6.000 de crescători de cerbi lopătari. Recent, parcul de agrement s-a îmbogățit cu o pereche de zebre, dar și cu canguri, pitici sau servali. Avem o pereche de zebre de un an de zile, foarte frumoasă, și sperăm să mulțească, să mai facă ceva mic. Pentru cei mici, dar și pentru cei mari, căprioarele și cerbii rămân atracția principală. Ca la un semn, imediat ce aud sunetul boabelor de porumb care ating pământul, cerbii și căprioarele vin ușor spre zona cu hrană. Chiar dacă sunt obișnuite zilnic cu vizitatorii, încă sunt sfioase. Dar, spre deliciul celor mici, uneori sunt hrănite chiar de mamă la gard. Imaginați-vă că multe dintre ele ajung la parcuri din țară, dar și din străinătate. Practic, Clujul are acum propria grădină zoologică în curtea unui om de bine care a vrut să facă ceva frumos în orașul lui. De ușor nu i-a fost ușor, dar nici că se gândește la asta. Cele peste 500 de animale din 67 de specii pe el îl fac fericit. E foarte frumos, e special, e ceva deosebit. Noi ne place foarte mult natura, în pădure, între animale. E prima dată și copiii sunt foarte fericiți, iubesc foarte mult animale. E frumos. Îmi place cel mai mult. Îmi place să le dau mâncare la ponei. Cum e să hrănești animalele? E fain, drăguț. Ți-a fost frică de ele? Nu. Parcul poate fi vizitat zilnic între orele 10 și 19.